Bună, dragii mei! Ești smart, ești campion, așa se numește și ediția noastră de astăzi. Și nu orice fel de campion. Știți cum o să vă spun? O să vă spun așa repede ca să țineți și minte totuși, ca pe fluxul de știri. 12 titluri de campion național, 6 cupe ale României, FIBA Europe Cup, vorbim de lucruri mari, și de 6 ori câștigător al Supercupei României. Evident, vorbim de basket, evident, vorbim de un basketbalist titrat al campionatului nostru. Levente Siarto, bine ai venit în studioul nostru! Sărăuna, bună seara! Bine v-am găsit! N-am pus nici în plus, nici în minus, nu? Deci sunt bune cifrele? Corectează-mă! Dacă îmi permiți, 6 cupe ale României. 6 cupe ale României. Și o cupă... Și o supercupă. Așa. Perfect, da? Deci, corectură, da? 6 cupe ale României și o supercupă. Dar totuși, cum e cu Europe Cup? Da, a fost ceva special. Unic în basketul românesc de atunci. Sper să retrăiască lumea basketului cât mai curând acele momente. Într-un fel pot să zic că de acolo chiar a început să crească mult mai mult basketul românesc. A început să fie mult mai vizionat. Ați dat tonul. Într-un fel, da. Putem să spunem că Case Soft Ploiești a dat tonul în ultimii 10 ani. Care e sentimentul? Nu știu, bănuiesc că e unic, cu o sală plină, să fii acolo, să te simți așa, ca în arenă, ca și gladiatorii. A fost un sentiment special, a fost o răbufnire. Adevărul este că la începutul pregătirilor nu ne-am așteptat să ajungem atât de departe, dar am crescut ca și echipă, am avut o echipă foarte valoroasă cu jucători excepțional și din străinătate și pe plan național. L-am avut pe regretatul Tony Alexe, care după părerea mea a fost cel mai bun jucător de basket, cel mai mare jucător de basket român. Avea niște calități, putea să joace în orice campionat și făcea față. Și un tip foarte impunător, muncitor, serios, profesionist. Foarte multe am avut de învățat de la el și mă bucur că am avut ocazia să fiu alături de el. Ești un om extraordinar de modest și cu toate astea ești cel mai titrat basketbalist la ora actuală din campionatul României. Vrei, nu vrei, nu știu. Nu pot să-ți confirm asta, dacă tu vezi așa, îți mulțumesc. Ne-am făcut și noi temele înainte de a veni aici. Apasă greu atâtea campionate, atâtea medalii? Adică nu e o prea provocare bag... pentru tine, pentru viitor, ca să te menții la acest nivel? Nu neapărat o provocare. Este cumva bagajul meu cu care merg înainte, bagajul pe care l-am dobândit împreună cu colegii mei, pentru că este un sport de performanță. Am avut ocazia să fiu în locul potrivit, în momentul potrivit. Am venit cu calitățile mele care m-au făcut și au făcut conducerea să mă țină în contextul respectiv, dar tot ce am realizat, trebuie să subliniez, am realizat cu ajutorul colegilor. Și da, este, pot să zic că este o greutate, dar nu prea mare, în sensul de greutate, în sensul în care îmi doresc să dau mai departe experiențe pe care am acumulat-o și aceste campionate mai mult mă ajută ca să fie gen o atestare a lucrurilor pe care le-am trăit și acum încerc să le dau mai departe, o confirmare că da, a avut rezultate așa. Câți ani? Pe câți ani se întinde cariera? Cam 20 de ani de basket. 20 de ani de basket în care sunt două antrenamente pe zi. Am început la 10 ani, adică sunt 25, dar la început făceam doar 3 antrenamente pe săptămână. Chiar, cum arată, să zicem, ziua sportivă a unui campion? Ziua sportivă este o zi normală. Fiecare zi este... Bine, pentru sportivă. Tine e o zi da. Normală. Noi, dacă ne-am exact. Duce de două ori pe zi la antrenamente, exact. Am transmite din spital sau din altă parte. Da, și aici este un lucru foarte interesant și aici intervine deja pregătirea mea în personal training și acum, în momentul în care am făcut o școală specială pentru partea asta de pregătire fizică, încep să
înțeleg de ce am făcut ce am făcut până acum și văd unde am făcut bine, unde am greșit, unde se putea mai bine. Deci, practic, 20 de ani de experiență pe care i-a acumulat până acum, îi transferi către, exact, ușor, către altceva, către personal training. Exact, către personal training și mai mult încerc să implementez cumva un aer de învingător, un aer de o mentalitate de învingător în lumea cu care am contact. Încep practic, să am contact. Acum te adresezi unor clienți obișnuiți care nu vin din sportul de performanță. Da, asta este baza, dar sunt deschis pentru colaborare și cu sportivi de performanță, dar da, asta este ideea principală. Oamenii cu care lucrez nu au avut viață sportivă sau contact cu sportul de performanță și, din nou, este o lecție foarte interesantă pentru mine. Am foarte multe de învățat. Deci nu îi transform în Shaquille O'Neal sau Magic Johnson? Nu am de gând. Foarte mult contează obiectivul lor și în funcție de obiectivul lor găsesc o cale prin care să-i ambiționez și să-i însoțesc pe drumul pe care trebuie să-l facă să ajungă acolo unde vor ei și să îi ajut să descopere forța lor interioară care există în fiecare dintre noi, dar prin niște mijloace îi ajut să descopere acea forță care îi ajută să ajungă unde vor ei. Provii practic dintr-un sport de echipă. E ușor sau greu acum să lucrezi individual? Pentru mine și acest personal training este lucru în echipă. Eu dacă, de exemplu, lucrez cu tine, nu lucrez personal cu tine, lucrăm în echipă. Și eu cu tine fac exercițiile, și eu cu tine trăiesc momentele pe saltea, pe bandă, adică unde ar fi. Adică dacă îmi dai de făcut 40 de genoflexiuni, tu nu pleci să bei un suc și rămâi și tu acolo. Trebuie să fiu cu ochii pe tine pentru că cel mai mult contează în situația de față sănătatea, care este contrar sportului de performanță, asta trebuie să subliniem. La sport de performanță te doare ceva, trebuie să mergi înainte. Aici, în contextul de personal training, fitness, trebuie să punem în primul plan, pe prim plan, sănătatea, pe urmă să fie totul să fie safe, da? Tu ai venit la mine în starea care ești, de la mine pleci în stare mai bună. Exact, nici de cum da. În stare mai slabă sau cu probleme. Asta e ideea principală și consider că facem parte dintr-o echipă. Este echipa noastră și lucrăm în echipă, așa că nu este individual. Totul în viață se rezumă la lucru în echipă. Toți cu toții suntem conectați într-un fel, ca și celulele în corp, așa și oamenii sunt conectați. Tocmai pentru că vorbim de celulele din corp. Practic este o relație minte-corp care trebuie permanent menținută constant. Și suflet. Și suflet. Deci e o triadă la care nu putem să renunțăm la nimic, că atunci ar avea altceva de suferit. Nu cred că ține de noi că putem sau nu putem. Asta face parte din viața noastră și vrem, nu vrem, sunt în legătură strânsă. Deci tu o să vii cu partea de motivație și o să spui hai că poți, ești la 39-a genoflexiune, o poți și pe 40-a, chiar dacă ți se pare că e în jurul tău se dărâmă totul. Dacă cineva te întreabă și de parte de nutriție, că zice, na, și trupul sărăcuțul trebuie să se hrănească cu ceva acum după ce pleacă. Da, partea de nutriție este foarte importantă, dar nu mă refer doar la viața sportivă, în viața de zi cu zi. Pentru că prin nutriție oferim corpului tot ce are nevoie pentru a supraviețui, pentru a face performanță, pentru a produce energie. Și atunci trebuie să avem grijă de corpul nostru, așa că nutriția este foarte importantă, dar nu am încă atestat oficial pe tema asta, așa că nu-mi permit să dau indicații exacte și aia. Pot să dau exemple din viața mea, din ce am experimentat eu și pot să îndrum către ceva, dar este alegerea clientuțului, că așa numesc eu clientuț, să meargă pe care drum dorește. Și atunci, după ce a ales drumul pe care vrea să meargă,
eu mă conformez și îl urmez și mergem împreună. Bănuiesc că ajungând aici ai experimentat și alte tipuri de nutriție, și vegan, și rovegan, și omnivor. Care ți se pare cea mai bună, să zicem, pentru sport sau cea mai bună pentru o stare de wellness? Pot spune că o combinație între toate acestea. Da, am mâncat și vegan și rovegan. M-am simțit foarte bine, pot să zic, dar s-a suprapus cu o perioadă în care n-am fost la sala de forță și am slăbit mult, iar în basket lumea s-a obișnuit cu mine pe partea de agresivitate, apărare, și aici a trebuit să-mi revin. Dar pentru viața de zi cu zi, eu aș recomanda foarte multe verdețuri, foarte multe cereale, dacă se poate, netratate termic, tot ce consumăm cât mai natural, și carnea își are locul în alimentația noastră, dar să nu fie de bază, pentru că eu recunosc că toată viața carnea o mâncam cu carne în general. E proteină și era nevoie tot timpul. Este, dar subiectul este mult mai complex. Cum am zis, nu am atestat în treaba asta, dar știu niște chestii și clar carnea o consumă mai mult din obișnuință decât din nevoie. Vrei, nu vrei, nu ne detașăm de basket și ne mai întoarcem puțin la el. Pentru că în ultima vreme și pe televizoare s-au dat foarte multe meciuri și din campionatul național și din campionatele străine. Cum ți se pare? Care ești adeptul cărui stil? Stilul sârbesc, pot să zic, că este un stil deja confirmat. Dar vine din urmă foarte tare campionatul spaniol. Este puțin un stil combinat cu stilul american, este un joc mai libertin, este un joc mai rapid. Îmi place, trebuie să recunosc, și spaniolii chiar dau niște jucători excepționali. Așa că eu aș opta pentru o combinație între ceva pragmatic și totuși să dăm liber la creativitate. Părinții fac un lucru bun în ziua de astăzi, încearcă să-și ducă copiii la sport, indiferent de sport. Ce îi sfătui pe cei care își îndrumă copiii către basket, mai ales că și tu ai început de mic? Mai din întâmplare ai început tu, dar... Da, la mine, fratele meu a început să știe basketul, nu știa nimic despre basket și m-am luat după el. Așa că el a fost inspirația mea pe vremea respectivă și de atunci este alături de mine în orice moment al vieții și mă susține și, nu știu, avem o relație fenomenală. Iar pentru părinți, țineți-o tot așa, este un lucru extraordinar. Copiii au nevoie de mișcare, au foarte multă energie și se dezvoltă mult mai bine fizic, dar acest sport dezvoltă și foarte multă ambiție, da? Cu toate că ajungem deja în alte discuții și aici intervine iar concurența și tot trebuie să fii mai bun decât ăla și într-un fel pe psihic, pe planul mental ne dă în spate treaba asta, în loc să fim mult mai cooperativi și să ne ajutăm unii pe alții și să ridicăm pe celălalt din jurul nostru. Devenim individualiști. La școală, când scrii, n-ai voie să copiezi, îți bagă direct în sânge eu să fiu în față. Poți să fii în față și stând în spate. Și acum asta încerc să implementez eu prin stilul de viață, prin felul meu de a fi în sală. Da, vin cu energie, dar trebuie să împing oamenii din spate. Și asta a făcut și la basket. Eram mai în spate, dar la muncă, când a fost vorba de a demonstra, eram în față. Cât de mare este presiunea în perioadă competițională? Totul se rezumă la percepție. Cum percep tu? Presiuni se pun, da? Din asta trăiești. Nu poți să faci pași greșiți pentru că ești amendat
și la propriu și la figurat. Așa că există o oarecare presiune, dar aici iar intervine cum percep tu și cât de bine poți tu să jonglezi cu aceste gânduri, aceste sentimente, aceste emoții. Și atunci devine o plăcere sau devine un stres? Care au fost modalitățile tale de a te recrea în perioadele astea de stres? În tinerețe nu prea m-am ocupat de treaba asta, recunosc. Soldat, înainte, stâncă, rupe, bagă tare. Atât. N-am știut altceva. Și în timp am reîntâlnit foști colegi de basket, de clasă, care au mers pe alt drum și au ajuns foarte buni în ceea ce fac ei acum, pe alt plan. Și am avut foarte multe de învățat de la ei. Cât de mult contează relaxarea, cât de mult contează liniștea sufletească. Când nu ai liniște, nu ai cum să oferi altcuiva. Adică nu poți să-ți ceri eu ție să fii tu cu minte dacă eu sunt cel mai golan. Adică prima dată trebuie să fac eu ceva ca să pot să cer, să fiu un exemplu și să știu să zic cum să faci treaba aia. Pentru că eu dacă n-am făcut, n-am cum să zic să faci o genuflexiune dacă eu în viața mea n-am făcut o genuflexiune. Experiența mea trebuie să fie exemplu pentru tine. Și da, între timp am dat de niște căi, să zic, un pic mai speciale. Am început să merg la terapie cu boluri tibetane. Este o terapie foarte simplă cu niște boluri tibetane. Se bazează pe ideea că tot un univers este o vibrație, exact, și vibrația respectivă, sunetul intră în corpul tău, să zic așa, și se joacă cu vibrația ta, în ghilimele. Nu se joacă, dar intră în contact. Acustic îți creează acustic, o stare de acustic, dar și relaxare. Vibrațional. Există persoane care percep diferit. Unele persoane văd chiar niște lumini, culori. Se întâmplă niște chestii care nu m-am așteptat, sincer, nici eu până nu am simțit pe pielea mea, pentru că, ți-am zis, n-am avut tangențe. Mergem, rupem, bang, nu conta nimic. Dar când am început să fiu puțin atent la ce se întâmplă cu mine și ce este în jurul meu, am început să văd că, da, există și altceva. Și atunci, aici este, după părerea mea, secretul. Să știi să te joci cu partea, să te joci, să combini partea spirituală cu partea fizică, pentru că este o zicală foarte veche și o lege, da? Corp, minte sănătoasă în corp sănătos, dar mintea este legată și de suflet, așa că totul este corelat, totul este într-o legătură foarte puternică. Hai să vedem în partea a doua acum a emisiunii, să începem să le dăm efectiv sfaturi celor care ne privesc. Bun, cineva care n-a mai făcut sport în viața lui și vrea să se apuce de întreținere, vrea în vară să fie pe plajă cel mai frumos sau cea mai frumoasă și vine la tine. Da, asta era o sugestie importantă. Dacă n-ai făcut sport în viața ta, e foarte important să începi cu cineva care te supraveghează. Pentru că la o simplă genuflexiune pot să apară foarte multe probleme, forțăm articulația genunchiului, forțăm spatele, forțăm niște detalii care în momentul în care ai pe cineva lângă tine care știe ce face, poate să te controleze, să te ajute, să te corecteze și atunci ai progres. Și măcar simplu fapt că te întreabă, te doare ceva, conștientizezi că te doare, că așa te gândești că o fi normal să te mai doară. Exact, știe ce trebuie să doară, ce nu trebuie să doară, ce e normal, ce este și atunci găsești o cale în care să faci un progres și să urmărești progresul degeaba. Azi fac aia, azi mâine fac, mâine ce să fac? Adică trebuie să ai și un plan, pentru că tot fitness-ul ăsta este o știință, într-un fel. Este o matematică. Trebuie să știi aia. Mâine aia, poi mâine atât. Perioada de odihnă, de refacere. Și m-ai întrebat mai devreme de recuperare. Am zis doar de partea asta spirituală. Dar bolile tibetane te și relaxează. Sunt diferite căi de genul care te relaxează. Dar sunt, bineînțeles, masaje, saună, bazin, care sunt pe partea asta fizică și se folosesc pe partea sportivă, da?
care, cei care nu au dat încă de partea cealaltă, nu au avut contact cu partea, să zic, spirituală și nu dau atenție, așa cum eram și eu acum câțiva ani. Și de aia este ok pentru mine că am fost atâția ani stâncă, pentru că știu ce înseamnă și știu acum cum sunt și unde vreau să ajung, da? Și atunci pot să zic, da, eu am fost așa. Da, uite, da. Așa stă treaba atunci, așa stă treaba acum. E alegerea ta care drum, pe care drum vei să mergi. Dar eu pot să zic și aici și aici cum este. Cât durează o oră de antrenament cu tine? Adică, practic, și cam cum se desfășoară? Cu încălzire, cu sună stretching? Puțin, cu... Sună puțin ciudat. O oră durează o oră și la mine. Timpul frige la fel și la tine. La chiar univers... e interesant. Dar am descoperit ceva în emisiune. În orice colț al lumii, cred că la fel și s-ar putea și în univers. O sesiune de antrenament poate să dureze între 50-60 de minute, putem să trecem chiar la oră 15, depinde de obiectiv, da? Până în o oră jumate. Ideea principală este că un antrenament potrivit, puternic și serios, 45-50 de minute. Mai mult când zici că am stat la sală 2 ore, înseamnă că am cam lălăit-o acolo, am stat pe telefoane. Contează deci foarte. Nu e nici indicat. Chiar dacă n-am lălăit-o, dar am stat 2 ore pe toate aparatele de plecăm de acolo, exact. Nu ne mai trebuie. Asta e ideea. Plecăm de acolo, nu mai trebuie și atunci unde mai este plăcerea mea mâine să revin? Trebuie să vii la sală cu zâmbetul pe buze și asta mă bucur că am clientuți care vin după o zi de muncă cu zâmbetul pe buze și apropo de lecții, aici am învățat. Uite, că m-am gândit. Eu făceam 2 antrenamente pe zi, da. Dar mă trezeam, mergeam la antrenament, mâncare, odihnă, antrenament. Asta era, job-ul tău. Job-ul meu. Dar cineva care stă 7-8 ore, 10-12, cât stă la birou și după aia să vină, să îl mai leșin în ghilimele eu acolo o oră și vine cu zâmbetul pe buze, care în viața lui încă n-a dat de un efort serios. Pentru mine asta deja este o realizare și mă simt împlinit în momentul respectiv și mă bucur. Uite, am făcut ceva bun pentru persoana respectivă și facem o echipă frumoasă. Unde antrenezi? Orhidea Sport se numește. Este o sală foarte elegantă, foarte bine dotată în complexul Orhidea. Mă bucur că am ocazia să colaborez cu băieții de acolo. Este... Chiar avem o echipă foarte interesantă. Băieți tineri, mult mai tineri ca mine. Dar sunteți o echipă. Dar suntem o echipă. Pot să zic că sunt într-un fel cel mai experimentat de acolo, nu neapărat bătrân. Managerul nostru, Alex Marcu, este un băiat deosebit în primul rând, dar am foarte mare respect față de el din punct de vedere al antrenoratului. El este un antrenor personal foarte bun și mă bucur că pot să fiu aproape. Gen, cum am fost cu Antonio Alexe, am putut să învăț niște chestii și am putut să fur niște detalii importante. Același lucru acum pot să fac cu acest domn Alex Marcu, care chiar ne învață foarte multe, foarte multe chestii. Chiar facem cursuri săptămânal și... Voi între voi sau cum... Alex Marcu ține cursul și noi băieții fiecare care suntem acolo... Fiecare pe domeniul lui unde se simte mai... Nu, avem curs specializat pentru antrenor personal. Aha. Și el, cum are experiență foarte vastă, foarte multe cunoștințe, el ține cursul și noi, bineînțeles, peste o săptămână, două, avem examen din ce am învățat. Pe partea de musculară, pe anatomie, pe biochimie, adică foarte multe chestii care ne ajută. Și tot aici, asta înseamnă fitness-ul de azi și personal care trainer. Care este să într-o progresez. Continuă dezvoltare, exact. Adică mâine s-ar putea să apară niște exerciții noi. Cu exercițiile, da, mereu pot să apară, dar aici e foarte important. Nu orice exercițiu nou înseamnă exercițiu bun. Asta este o regulă foarte importantă. Și să nu-l încerci acasă singur ca să nu rămâi cumva exact, anchilozat? Exact, sau... exact. Ca în emisiunile când arată Don't try this at home. Alone. Asta e ideea. Da, e foarte important să faci tot ce faci corect și controlat. Da? În timp când deja ai progresat, după aia poți să începi să încerci niște cascadori, să zic așa. Dar foarte ok și să fii conștient
că faci pe răspunderea ta. Totul este simplu, sunt niște exerciții de bază pe care dacă le stăpânești foarte bine, ai rezultate extraordinare, plus o nutriție corespunzătoare și odihnă. Foarte important. Lumea și nici eu nu am dat așa multă importanță, pentru că ai o vârstă, merge energie, dar odihna, aici cum am vorbit, minte, suflet, corp, da? Trei. Aici este odihnă pe primul plan, da. Alimentație și antrenamentul. Aici este relativ, dar cât mai mult odihnă, pentru că în timpul odihnei se secretă niște substanțe de care avem nevoie. Și testosteronul și hormonul de creștere. Da? Atunci e momentul în care mușchiul crește și revine. Asta contează. Degeaba ne antrenăm noi două ore în sală dacă nu ne odihnim, pentru că intervine supraantrenamentul. Aici este iar un subiect mult mai amplu, așa că vă așteptăm la sală. Să zicem, dacă ar fi să te întorci ca și antrenor în basket, ai început cu copii? Da, experiențele după tale mea... care au fost când ai început? Experiențele mele care au fost? Eu am avut, pot să zic, norocul și ocazia să-l am lângă mine pe domnul Dragoș Oprea de la Oradea, care este un om sufletist și a avut răbdare cu noi. Pentru că acum când mă gândesc cum eram pe vremuri și ce crizat și ce răsfățați... Uite, așa ți-a trebuit niște clientuțe acum. Dacă vin, sunt binevenite, e lecția mea și trebuie să redau, să răsplătesc ce a oferit domnul Oprea. Așa că, da, trebuie să fiu înțelegător și am exemple bune și eu în viața mea. Dânsul este un exemplu foarte bun. A tras mult de mine, că recunosc, cochetam și eu cu fotbalul și la insistențele dânsului. Tu ai început dânsului. La Oradea. La Oradea, da. Sunt născut în Oradea, am început la Oradea, juniorat și un an de divizia B. La 17 ani am plecat la Arad. Și acolo, în divizia, direct am jucat finala. Și la 17 ani a început călătoria mea, să zic, asta, aventura mea în divizia A. Și te-ai retras către sudul țării. Da, viața mea a dus aici, mai aproape la Ploiești și uite, am ajuns în București, unde chiar mă simt foarte bine. Și ai purtat și pasiunea pentru supa de vișine. Pasiunea vieții mele, o port și este... Este mâncare tradițională în zona Oradei. Da, da, este. Și este și refreshuit, adică te revigorează. De fapt, supa ce conține? De deci, nu știu, dacă vine cineva la tine la sală și zice acum vara... Facem, pentru că m-a învățat mama de când m-am mutat și aici în București și am început eu să... Nu știu, de vreo 2 ani am început să fac niște schimbări în viață, 2-3 ani. Și partea spirituală niciodată am început nu-i târziu. Să și gătesc. Acum e partea asta de personal trainer, așa că sunt foarte multe schimbări. Sunt în perioada de tranziție. Așa că și eu sunt la început de drum, pot să zic așa, în ciuda vârstei, 35 de ani. Așa, mulțumesc la fel. Ideea principală, supa de vișine, să revenim. Apă, fierbem apa. Din compot se face, da? Punem compotul la fiert, punem niște smântână. Mâncăm zahăr? Zahăr, scoatem zahărul, cât se poate de mult. Dar din start, presupun că compotul conține niște zahăr, așa că ajunge atât că este. Compotul, fierbem apa, smântână și secretul rămâne... Da, ăla doar la antrenament. Dar este un lucru foarte, foarte simplu, ținut în frigider, e mai bună când este rece. Mie așa îmi place și este o supă mai specială. Și totul ce este fresh, mie îmi place. Poate să fie supă de mere, de, nu știu, de orice fel de fruct. Da, supa înlocuim, de vișine, dar vișina fructa. În sine mie îmi place. E mai recoritare. Da. Ți-ai programat viața? Nu. Adică te-ai gândit că, uite, astăzi vei fi la noi la emisiune, glumesc, dar ai programat așa, o să fiu campion, o să ajung antrenor, o să fac asta, o să fac asta. Încep să cred că putem să facem și asta, dar
partea cu campionul și alte detalii din viață au venit din inerție, să zic așa. Din inerție. Am avut, acum când stau să mă gândesc bine, un moment în viață în care am avut de ales la 17 ani Timișoara sau Arad. Mai mult, nici n-am avut de ales. Am fost, m-am înțeles cu Timișoara, merg la școală, gata, au găsit loc de pentru mine la școală, gata, uite, o să mergi la școala aia. Am mers la Național în cantonament și la Arad, o paranteză, Arad cu Timișoara e mare rivalitate, nu am înțeles niciodată de ce, am mers un antrenor tânăr, sârb, care a știut de mine de la junior și a vrut neapărat să merg la el la Arad. A făcut niște schimbări și au dus foarte mulți jucători noi, ei fiind pe locul 9 cu sezon înainte. Nici nu mai știu cum, dar m-a convins să merg acolo. Am fost cu fratele meu la Arad, am avut o discuție cu el și m-am trezit în Arad. Deja după primele săptămâni de antrenamente, una, două de meciuri, a avut încredere în mine și m-a băgat în primii 5. Și în anul acela, după locul 9, care a fost Aradul Vespetromu pe vremea respectivă, cu un sezon înainte, următor sezon, când am venit eu și cu încă 5-6 băieți, am jucat finala și am pierdut finala la limită. Și te mai reîntrol în zonă la Cluj? La Cluj, un sezon, am făcut o încercare, dar tot la Ploiești m-au chemat înapoi. Deja la Ploiești m-am simțit ca acasă. Eram într-un fel, pot să zic, Ploiești. Câți ani au fost la Ploiești? 11 ani. 11 ani am stat în Ploiești. Mult. Așa că, apropo de întrebarea ta, să fiu un pic mai concis, așa m-a dus viața. Și eu zic că totul se întâmplă cu un scop. Totul se întâmplă cu un scop. Așa că trebuie să îmbrățișăm tot ce se întâmplă cu noi și să știm că așa trebuie să fie, trebuie să luăm partea bună și să învățăm din tot ce se întâmplă cu noi. Și pentru viitor, totuși? Adică trebuie să existe un minim de programare. Vreau să ajung cel puțin la nivelul în fitness, cum am fost în basket. Vreau să fiu printre cei mai buni antrenori personal în fitness. Te gândești să participi și la competiții de fitness? Că știu că sunt. Sunt competiții, încă nu sunt interesat de aspectul acesta, sunt interesat de dezvoltarea mea ca și antrenor personal, să adun cât mai multe cunoștințe noi, pentru că tot ce am învățat până acum le-am știut, dar prin cursurile care le-am făcut la Scandinavia, sunt niște cursuri fenomenale și le recomand oricui cine este interesat să învețe, am conștientizat tot ce am făcut în viața mea de sportiv și de ce am făcut. Mm-hmm, da. Și acum pot să fac legăturile mult mai bine. Vezi așa puțin, ai făcut un pas în lateral. Exact. Ia uite ce a făcut Levente până acum. Uite acolo, hop, ia să vedem genunchiul, ia să vedem aia. Uite, nu te-ai odihnit. Și acum văd altfel. De ce trebuia e să mă odihnesc mai mult? E subiectiv cu tine sau ești critic? Sunt puțin încă prea critic. Trebuie să fiu puțin mai obiectiv. Trebuie să fiu mai înțelegător și cu mine. Mai indulgent puțin, mai indulgent. Că viața e frumoasă totuși. Să știi că este. Hai să vedem, ne apropiem de final. Câteva sfaturi pentru telespectatori. Mănâncă înainte sau imediat după antrenament? Că sunt câteva lucruri care ne nebunesc pe toți. Dacă deschid 5 site-uri, o să găsești 5 sfaturi diferite. În final nu mai știm. O oră înainte, după, mâncăm? Pot să vă zic doar ce fac acum. Bun. Până acum am făcut ce ai zis tu, am mâncat înainte cu vreo oră, două, dar proteine imediat și carbohidrați într-un shake consumam după antrenament. Acum sunt niște studii care spun că nu e ok nici înainte, nici după să consum nici proteine, nici carbohidrați, așa că acum testez această teorie și vreau să văd cum se comportă prima dată corpul meu, cât de mult progresez sau regresez, dar eu deja simt un progres și pe urmă putem să facem încă o emisiune și zic, uite, în atâtea luni, atât am progresat, vă recomand acest stil, pentru că în funcție de ce vrem, dacă vrem să slăbim sau dacă vrem să ne menținem exact, sau să ne tonifiem doar. Exact, în funcție de obiectivul nostru.
Așa că nu pot să vă zic acum un verdict, așa sau așa. Eu știu cum am făcut. Am mers, am avut rezultate și cu consum de proteină și de carbohidrați imediat după antrenament, care este un obicei standard, dar acum testez și varianta în care nu consum nimic după antrenament. Pur și simplu apă, mă hidratez. Da? Fără zahăr. Bem apă în timpul antrenamentului? Foarte important să ne hidratăm în timpul antrenamentului, dar și aici grijă mare, în timpul efortului fizic, doar câte o gură, două, doar să ne... Să clătești gura, cum se spune. Gura, exact. Nu este ok pentru efort fizic să ne... să bem jumătate de litru de apă în pauză. Bem rece? Rece nu, doar la temperatura camerei. Asta în viața de zi cu zi. Ar fi ideal, nu doar în timpul antrenamentului, dar în special în timpul antrenamentului. Sunt situații când lumea vine de la început în sală și zice: care e cea mai grea ganteră? Încă 5 săculeți de nisip. Acum va fi perfect. Dacă e întrebarea asta, iară, uite acolo, dar punem la într-o parte acolo. Întâi facem să ne o poză și ne gândim peste 2 luni. Este ca și cu o casă. Trebuie să punem o bază foarte puternică. Baza ce înseamnă? Corul. Ce înseamnă? Abdomen, spate și partea de sus a picioarelor, trunchi, piept. Adică corul nu este doar partea de abdomen și spate. Da, da. Implică mult mai mult și trebuie să întărim baza ca să putem să ducem greutăți mai mari și în brațe, să împingem, să tragem, să facem. Și nu venim să spunem lucrez doar brațe. Eu vreau să lucrez brațe, 7 antrenamente de acum înainte. Dacă ăsta e obiectivul tău, poți. Dar eu nu sunt de acord cu treaba asta, adică și nu este sănătos. Bănesc că trebuie o încălzire per total. Trebuie o întărire, o încălzire. Încălzire facem înainte de fiecare antrenament, răcire după fiecare antrenament. Depinde de stil de antrenament care l-am folosit. Dar ca să poți să ridici, oricum, tu o să vezi pe pielea ta. Nu poți să ridici greutate serioasă dacă tu nu ai partea centrală puternică. Așa că încet, încet, așa fac antrenamentul încât să implicăm și baza. Levis, mulțumesc. Îți doresc de la 12 în sus titluri și în domeniul fitness-ului. Mulțumesc mult. Și neapărat, eu să știi că am reținut că ai să mai vii pe la noi. Deci cu diete, cu rețete și cu antrenamente noi. Să zicem cu experiență de viață. Cu experiență de viață, că toți avem nevoie să învățăm unii de la ceilalți. Îți mulțumesc și succes mult! Mulțumesc. Iar dumneavoastră, dragii mei, ați avut în fața dumneavoastră un mare campion, ceea ce eu vă doresc în fiecare săptămână când ne întâlnim. Să fiți victorioși! Deci până data viitoare să aveți medaliile la gât. La revedere!